Arhiepiscopia Tomisului pregătește 150.000 de sticle cu aghiazmă pe care le va împărți credincioșilor după slujba de bobotează care va avea loc vineri pe 6 ianuarie. Zeci de voluntari lucrează deja la etichetarea peturilor. Acestea vor fi umplute în ajunul bobotezei pe 5 ianuarie cu apa sfințită de Arhiepiscopul Tomisului în al presfinția sa Teodosie și păstrată în butoaiele instalate în fața Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța. Anul trecut în Alprea Sfinția sa a parcurs procesiunea religioasă de la Catedrala Arhiepiscopală până în portul Tomis într-o caleașcă în brațele unui preot. Imaginile au stârnit la vremea aceea o serie de reacții în mediul online. Cu mai multe informații despre sărbătoarea de bobotează care va avea loc la Constanța anul acesta, vă așteptăm în jurnalul DOTO TV de la ora 19.30.